Sabrina, Simona și Giulia stăteau de vorbă pe terasă după ce s-au închis ușile și Sabrina le spunea fetelor că a vorbit în această seară cu Dima despre copii, câți uh, își doresc, uh, au ales și numele chiar și Giulia a spus că a vorbit uh, cu Zein uh, despre copii, nu că uh, ar fi viitorii lor copii, uh, doar uh, așa în general uh, Spune zein că deja știe ce nume va pune fetiței sale și anume Nur. Iar Julia i-a spus că la băiat ar fi frumos numele Rahim. Iar atunci zein a spus că nu e chiar așa la ei, că, de fapt, acest nume nu e ok, este un păcat. Știm că Zeina a spus în emisiune că botezul trebuie neapărat făcut în religia lui, dar despre nume nu știm, dacă tot el trebuie să le aleagă sau împreună cu partenera sa de viață.